Copiii și tinerii care nu și-au făcut încă planuri pentru vacanță sunt așteptați în perioada 30 iunie-18 iulie să participe la atelierele de creație ce vor funcționa în cadrul Muzeului de Artă Ioan Sima. În perioada 30 iunie-18 iulie 2014, la Zalău se va desfășura proiectul Vacanța la Muzeu. Proiectul oferă copiilor șansa să petreacă o vacanță inedită, descoperind în cadrul atelierelor de creație tainele unor străvechi meșteșuguri, olărit, modelaj, icoane pe sticlă, cusut, împletituri, podoabe populare din Mărgele și alte activități de divertisment și socializare. Potrivit Corinei Bejinariu, directorul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, proiectul este la a doua ediție și s-a bucurat de un real succes. Astfel, timp de 3 săptămâni, copiii vor afla cum se făcea pe vremuri vopsitul, spălatul și călcatul hainelor la bunici, vor învăța să coasă motivele populare de pe costumele bunicilor, vor asculta lecturarea unor mituri și legende, vor învăța să picteze pe sticlă, să confecționeze zgârci din mărgele, să împletească sfoară, să modeleze vase din lut și multe alte lucruri interesante și atractive. Proiectul se va desfășura în cursul lunii iulie în două serii cu grupe de câte 15 copii de vârste apropiate. Se vor desfășura câte 2 sau 3 activități pe zi, alternate cu pauze de divertisment, în care copiii vor învăța jocuri, iar activitățile se vor relua a doua zi. Corina Bejinariu a mai afirmat că îi așteaptă pe toți copiii interesați să se înscrie la aceste activități. Activitățile se vor derula în spațiile Muzeului de Artă Ioan Sima. Coordonatorii proiectului sunt Iugărstan Dora, restaurator, Marian Ciuc Ela, restaurator, Mureșan Olimpia, muzeograf și Dejeu Romolica, conservator. Muzeul va organiza în această vară o serie de activități pentru copii, ateliere de creație și tot felul. Cum vi se pare dumneavoastră această idee și dacă sunteți interesată pentru copilul dumneavoastră? Păi mi se pare o idee foarte bună, pentru că necesită copiii astfel de activități. Pentru că e bine să mai iasă și ei din rutina de zi cu zi, atâtea desene și atâtea laptopuri și tablete și trebuie să mai încercăm și altceva. Ce planuri ați făcut copilului pentru vacanță? Că oricum durează 3 luni, e mult. Da, e mult. Încă nu știm. Ne-am hotărât să mergem un pic la mare, să vedem dacă o să reușim până la urmă. Și pe la Salina am zis că totuși ar trebui, că cam răcesc copiii și mai trebuie un pic și pe acolo. E o idee bună și mi-ar plăcea să mă duc cu nepoțica să vadă și ea muzeul și să vadă lucrurile de acolo, să se bucure. Da, e o idee bună. Dumneavoastră aveți copii? Am, da, acum am ei mari. Deci nu sunt nevoiți să mai meargă la astfel de activități. Nu, sunt mari. Dar pentru cine are copii, da. Mie mi se pare ceva foarte bun. Un lucru bun. Cine nu-și permite, că nu o să-și permită foarte multă lume. Mai ales cu copii. Și ceva pentru copii, ceva plăcut. Ceva ce nu uită niciodată. Ceea ce văd. Da, e o experiență nouă pentru ei. Da.